A venit și primul pix al partidei. Haideți să o eliberăm imediat. Bună dimineața, prieteni! Ce poate fi mai frumos decât un răsărit absolut super la mare? Incredibil cerc de foc iese din mare. Fabulos. Fabulos, prieteni. Haideți. Haideți să pescuim. Da, prieteni, foarte important de știut. Haideți să vedeți care este hrana de bază a guvidului, a chefalului. Haideți să vă arăt frumos. Sper să focalizeze. Uitați, cum iese afară, da? Ia uitați. Da? Și aceasta este hrana de bază a guvidului și a chefalului. Se scufundă, îi urmăresc și iată, a ieșit. Da? A ieșit afară. Frumos, da? Acum a intrat înapoi, se ferește, da? Foarte, foarte important de știut atunci când pescuiți. Să țineți cont și de acest aspect. Haideți! Toată stima!
încercăm, avem un jig de 0,4 grame și o creatură de la Mikado. Lăsăm jigul să se ducă printre pietre. Da, uitați puietul de probabil de stavridă ăsta, da, dar am văzut printre pietre și chefal. Și bineînțeles, jos stau și guvizii. Uite, încă un banc de stavrid. Guvidul e foarte agresiv. Dacă apucă Luca, muncește cu putere. Totuși mi-ar fi plăcut să vin dimineața. Așa că o să încerc și dimineața la prima oră. Și primul pix al partidei. Haideți să o eliberăm imediat. Haideți să o eliberăm.
Da, da, prieten, încă o mârliță. Încă o mârliță, mici, foarte mici, prieteni, foarte mici. Dar este o densitate bună. Și asta mă bucură. Să sperăm că prietenii noștri pescari nu vor lua acasă aceste mărițe. Uitați cât e de mic. Ha. Micuțe, prieteni, micuțe de tot. Deci, vobderul dedicat de Biban, dar și de Clean, și face treaba și la mărlițe. Am o strună de Wolfram, așa că nu fac probleme, chiar dacă o să vină una și mai mare. Am un fir din cadrul Dreamline Competition 006. O lansetă light, face treaba. Mai ales că am venit dedicat la Biban. Lanseurile în lungul malului, iată că își fac treaba. Foarte, foarte mult brădiș pe lacul Neptun. Dar asta e un lucru bucurător pentru răpitori. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, ce faceți? Vă faceți siesta? Vă faceți frumoase? Aha, pentru turiști, am înțeles. Bună dimineața, bună dimineața! Da, 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 bună dimineața tuturor! Ce frumos stați voi aliniate aici! Bravo, mă, bravo! Încă o mârliță de Neptun. Mârlițe de Neptun. Să nu-mi bagi tripla, că atâta trebuie. E, stai cu minte, stai cu minte. Da, haide să o eliberăm. Da, atacă frumos. Ele. Dar nu vrea Biban. Bibanul un pic mai dimineața merge. Atunci când se luminează. Da, cred că nu se bagă la lingurică, dar mare. Nu, la vobere în special. Sau la gumițe. Nu am doar pasta. Zilele acestea am luat și multe pe capă de lanseu. Ați dat și ziua, cu căldură?
Nu. Ziua merg cu familia. Deci acum la 8:30 merg la micul dejun, pe care merg la plajă. Am mers și seara. Merge bine și seara. Seara târziu. Luni, sau parcă, da, luni. Am luat una mai frumușică așa, la vreo 50. Atât, nu? Da, în partea aia acolo. În rest, numai mici. Mici și biban. Oricum, în Neptun 1 aici sunt mari, dar e greu de pescuit. Nu prea e loc, e mult nufăr, pescar de staționar, nu, eu nu-i deranjez. Adică nu pot să mă duc să mă bag peste ei. Dau la plută, dau nadă, e aiurea să-i deranjez, știi? Nici mie nu mi-ar conveni. Uite, aici a dat chiar la... La mal. La mal aici a dat. Da, tot la fel, aceeași dimensiune. Nu, nu scapă, e înțepată, bine. Vă dau penseta? Dacă aveți. Poftim. Eu nu am. Aceste operații acolo. Mușcă prea... A mușcat adânc. Da. Da, împingeți în jos. Sau... În jos, dar am luat-o cu toate trei. Sunt foarte, ele sunt rezistente, să știți. Nu, nu vreau să îmi pierd sânge. Da, acum iese. Gata. Bravo. Mulțumesc. Cu plăcere. Da, e rezistentă, să știți. Știu că e unul dintre speciile rezistente. Nu n-am rănit-o. Un fir mai subțire v-ar ajuta în lanseuri mai lungi. Asta am găsit, de aici am cumpărat-o, că n-am avut. Ah, da, da, da? Da, și n-avea rost să investesc în joarsă. Corect, corect. Și nici nu avea ce să iau. E o mulinetă, o joarsă, de să mișcă de toate încheieturile. La magazinul ăsta de pescuit nu prea ai cheltuit. Bună dimineața frumoaselor! Dar ce faceți voi aici? Ce tare! Frumos!
pescuit alături de lebede, lișițe, cormorani. O săptămână ca în povești din stațiunea Neptun, pe lacul Neptun. Fir întins tuturor prieteni.